Eu aici am și aragaz, și cuptor, dar asta nu înseamnă că în toate bucătăriile de birouri există așa ceva. Așa că m-am gândit pentru astăzi să vă arăt cum puteți să faceți o salată cu ou poșat la microunde. Ne trebuie salata, ne trebuie oul și o vinegheretă. Acum, m-am gândit că dacă tot e salată, hai să fie ceva așa mai șmecher, așa că o să fac, de fapt, spanac cu ou. Adică baby spanac cu ou poșat. Sunt Andra Ilia și la Bunătăți din 5, în 10, vă arăt cum să pregătiți mâncăruri delicioase într-o bucătărie de birou cu ingrediente accesibile și doar câteva ustensile. Ou poșat sau ochi românesc sau ochi fiert în apă. Este simplu, o să pun niște apă de la robinet, sparg oul, mai că la microunde este foarte simplu, un minut și este gata. Și asta este foarte greu de făcut. Iau baby spanacul direct din pungă. Îmi place că ăsta de la iceberg este gata spălat, nu trebuie decât să fac asta. Pam, pam. Hai că am pus cam mult totuși. O să fac un dressing ceva mai gustos, așa că o să folosesc niște suc de portocală. Da, acum mă joc cu zeama de portocală. Hai să las asta să văd ce face oul meu. Pa, ce bine arată! Cum ar fi acum să scap asta? Vinegreta. Un strop de oțet balsamic. Ca să aibă mai multă aciditate. Ceva mai mult ulei de măsline. Extra virgin, evident. Și niște zeamă de portocală, cum ziceam, pentru gust. Bun. Punem vinegreta peste frunze. Un strop de sare și tada! Oul poșat! Iată ce frumos este! Ia să vedem cum a ieșit. Ce punem? Da, trebuie să vă spun să vă abonați la pagina mea de Facebook, de YouTube, Bunătăți 5 în 10 și ne vedem și data viitoare cu ceva bun.